Bădălău Georgiana, tot de la Marin Voiculescu, profesor Cristea Viorel. Alexandru Alexandra, tot de la Marin Voiculescu. Le luați dumneavoastră? Domnul Cristea este. Trecem la premiul al treilea. Poate să vi se pară multe premii, de ce sunt, mă văd obligată să vă explic, pentru că acest concurs se desfășoară pe categorii de vârstă odată, apoi pe secțiuni de concurs și avem pictură. Pictura este pe sticlă, pe lemn, pe pânză, pe hârtie, apoi avem grafică și colaj. Dar o să le dăm pe categorii de premii. Suntem la premiul al treilea. Olteanu Georgiana de la Școala Gimnaziană numărul 5. Felicitări, Georgiana, pentru pictură. Tot la pictură, premiul 3. Gurcea Diana, Școala numărul 5. Pe ce ai lucrat? Pe sticlă. Pe sticlă. Tu pe ce ai lucrat? Pe sticlă. Tot pe sticlă. Felicitări. La Ateneul Bălănescu din Giurgiu s-au expus cele mai bune lucrări de artă plastică și s-au premiat autorii acestora, tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani. Hristos a înviat a fost tema concursului aflat la a 7-a ediție, organizat de Centrul Cultural Ion Vinea în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în preajma sărbătorilor pascale. Aș vrea să felicit toți copiii care sunt prezenți pentru că sunt niște lucrări minunate. Asta o spun din punctul meu de vedere al ochiului omului care nu este cultivat în acest domeniu, ci al privitorului de frumos. Lucrările sunt deosebit de frumoase. Vreau să vă spun că pe Simeza sunt expuse doar lucrările premiate. În concurs au participat peste 200 de lucrări. Câteva amănunte de ordin tehnic au fost prezentate publicului, prezent de către una din persoanele care au jurizat lucrările. Unele sunt pe carton, pe sticlă, pe hârtie, sunt colaje. Și toate sunt realizate în culori calde, în culori în siene calde și unele sunt grafice, sunt numai în creion. În orice caz, lucrările sunt pe temă, fiindcă asta a fost primul criteriu și se vede de la an la an că sunt din ce în ce mai bune, mai bine realizate, în special lucrările care sunt pe sticlă. Concursul de la Giurgiu a reunit tineri creatori din municipiul și județul nostru, dar și din alte localități din țară, Galațiul, fiind, din spusele organizatorilor, orașul cu cele mai dese prezențe la manifestare. S-a dovedit cu prilejul acestei întreceri, pe plan artistic, că autorii lucrărilor premiate sunt iubitori de artă, cu sufletele apropiate de credință și s-a argumentat astfel că educația spirituală se poate realiza și consolida simultan în planuri convergente.